Bună seara, am revenit în partea a doua a emisiunii noastre. Așa cum vedeți, vorbim, tema din această seară pare, poate fi excentrică pentru foarte mulți, dar este una mai de actualitate decât multe, multe alte teme. Invitații mei în această seară v-am prezentat, îmi fac datoria să mai prezint o dată pentru cei care probabil intră mai târziu sau care intră în salturi, colonelul Crăciun Constantin, redactorul șef al revistei Ploiești, pe care o tipărește și o produce, să spunem așa, o revistă de cultură, informare și opinie a Asociației Cultul Eroilor Regina Maria, filiala Suceava. Deci această revistă pe care o am și eu aici pe masă. În mijlocul, în dreapta domniei sale, domnul maestru militar Davidel Dumitru, care este și el, aș putea spune, la fel, un suflet viu al acestei reviste și care este la fel de activ, incredibil de activ în domnul Davidel, în această Asociație Cultul Eroilor și, așa cum am spus și la început, nu în ultimul rând, domnul locotenent colonelul Sachi Constantin, e redactor corespondent, dar mai departe implicat, că noi n-am vrut să vorbim în această seară doar despre revista Ploieștii, ci să vorbim, așa cum ați văzut până acum cei care au reușit să vadă, despre cultul eroilor, dacă este sau nu cultul eroilor, adevărata cultura neamului românesc și ce mai facem noi pentru o țară îngenunchiată care, din păcate, moare și dacă este un imperativ să restaurăm memoria acestui neam tragic sau să ne supunem fatalității, să murim fără de știre, fără de identitate și fără de mormânt, sau dacă acest cult al eroilor reușește să țină coloana vertebrală dreaptă între manelizarea fulgerătoare a generațiilor, tragic de altfel o manelizare care duce la abrutizare și disoluția dragostei de țară dusă până la dispariție. Disoluția vine din oameni și după aceea din instituții și după aceea nu mai vine pentru că s-a spulberat. Domnule colonel Crăciun, iertați-mi această scurtă introducere, dar eram dator să informez pe telespectatorii care au intrat mai târziu sau intră din când în când, cam care e rolul nostru aici, ce vrem noi de fapt să mai spunem și de ce să mai tragem de urechi și să ne spunem, băi, ați mai avut vreo 2 milioane de oameni care au murit în linia întâi pentru țara asta și care mor în fiecare zi, de atunci încoace și de aceea vă mai întreb, câți mai sunteți, câți mai suntem, câți mai sunt pe pământ din cei care mai poartă cicatricile războaielor, războiului, ultimului război pe frunt și în inimi. Domnul Manole, am mers în mai multe sate în căutarea veteranilor. Și am văzut că nu numai la acești veterani, dar și la, pomenit aici, pe primari, foarte mulți preoți. Îmi pare rău să o zic, mai puțin profesori și mai ales cei de istorie, care ar trebui să fie, cum să zic, inițiatorii unor activități de felul acesta. Au făcut studii, cunosc istoria. E bine să o prezinte așa cum a fost istoria. Ai obligația morală înainte de a etică. Ca profesor de istorie, în primul rând, un profesor de istorie tezaurizează memoria unui neam. El, profesorul, și după aceea cărțile. Așa este. Și sunt foarte multe persoane în fiecare localitate care au această dragoste de țară și nu sunt nepăsători de ceea ce se întâmplă. Pentru că acum, cum să zic, nu trebuie să trăim numai din a comemora acești... Și să bocim. Așa, nesfârșit, și să bocim. Trebuie să facem și noi, să le fim la înălțimea lor. Pentru că la fiecare revistă, în fiecare revistă pe o copertă, noi dăm poza unui monument și avem aici un fel de epitaf acolo. Puteți să-l citiți dumneavoastră. Deci, acesta e epitaful peste tot, călătorile tânăr și vârstnic. De câte ori vei trece pe aceste drumuri și vei întâlni o cruce pe a cărei piatră sunt săpate nume de eroi, oprește-te măcar o clipă, descoperă-te și gândește-te că fără jertfa lor ar fi imposibil ca tu să trăiești astăzi liber. Să iubești soarele, florile, munții și râurile pe care le-au apărat și ți le-au lăsat ție moștenire. Ei ne cer să le păstrăm cu sfințenie.
Da, eu și nu îndemn la solidaritate națională, până la urmă. Asta, să nu le păstrăm cu sfințenie, puritate intelectuală. Nu numai în a ne instrui din punct de vedere militar, să știm să luptăm, să ne apărăm. Prin ceea ce face fiecare, în fiecare zi, poate pune o cărămidă la societatea noastră. Că este foarte important ca fiecare să fie implicat în viața cetății. Ei ne-au făcut o cetate, ne-au lăsat o hartă care o privim cu multă dragoste, o privim ca pe o icoană sfântă. Vorbim aproape de la sine, patria noastră, frontierele noastre, așa, nu, vecinii nu, noștri. Dar pentru asta ce facem concret? Pentru că oamenii de rând ce poate să facă? Nu, decât să-și ca fi patriotă, și bi țara a munci acolo, la locul tău de muncă, de a face curat, ceva a util cinstit, pentru societate. Da, a fi demn pentru memoria celor duși. Așa. Dar acum, ca să facem ceva, știu eu, în folosul țării, acum, că eroi, cum sunt, uite, ziceați de Grosaru. Da. E adevărat. Și acolo, cum au doi eroi, au și un erou care a murit în Afganistan și unul care a murit în Revoluție, pe Constantinovici. Un, de la Cornulunce. Mihailovici, da. Pui Mihailovici. Mihailovici. De la, Puiul Mihailovici. De la Cornulunce. La chiar din Cornulunce, așa. Acolo. L-am văzut pe tatăl său, trăia. Legend, ați văzut, da. Cu capul pe cruce. Asta te-a plecat. Nimic nu-i mai tragic să-ți vezi, cât au trecut 26 de ani la Revoluție. Plângea parcă era ieri. Da. Fiul da, său îngropat acolo. L-am văzut dezorientat, era un soare orbitor dezorientat, se uita parcă era hăituit. I-a murit și soții. Bătrânul acela parcă era hăituit. I-a murit. Nu vedea nimic în jurul său. Se uita la crucea mormântului, la crucea fiului, se uita în față la cei care cântau, se uita la preoți, se uita împrejur. Era un om total dezorientat. Cred că sufletul lui era țăndăr. Și-a pierdut și soția, de asta era atât de... Căuta ajutor într-o parte, în alta, se uita și nu vedea nimic. Nu vedea nimic, dar se sprijinea cu mâna pe crucea fiului său. Da, este foarte, foarte dureros, dar, cum zic, în același timp, să fie o lecție pentru ei, să fie ceva să ne îmbărbăteze, să ne canalizeze spre o direcție. Pentru că, cum să zic, politicile mari, acestea, în cancelarele care se fac și după care, sau pe care, în care ne împinge și pe noi să le urmăm, nu totdeauna sunt cele care ne convin, dar... Nu noi mai luăm deciziile. Noi măcar trebuie să, în chivotul ăsta al emoțiilor pline de drame, în chivotul ăsta măcar trebuie să păstrăm curățenie, să nu fie și acesta contaminat de, știu eu, de întuneric și de lașitate. Că vorbim de eroism totuși și lașitatea n-are ce căuta la braț cu eroismul și nici măcar în preajma sa. Da, domnul Davidel, vă rog să nu uitați. Am vorbit aici despre cultul eroilor, despre rolul școlii, rolul autorităților locale, despre implicarea sau neimplicarea, da. Așa mai departe. Dar vreau să dați voie să remarc și un lucru. Am văzut câte câțiva ani de zile rolul presei, rolul mass media se vede cât mai mult în această activitate. La această sărbătoare de comemorare a eroilor de joi, am văzut 3 televiziuni. Deci, televiziunea Bucovina TV, al cărui erou ați fost dumneavoastră. Împreună cu colegul meu, George, operator. Plus TV și Intermedia. Presa locală, Crainou, monitorul de Suceava, redactorii de la Fălteceni Buculei, niște băieți extraordinari care dintotdeauna înscrie, însemnează în... Au lăsat acolo în prentă. A scris un articol de Dana Biale, mi-a plăcut. Doamna Daniela Biale a fost de fiecare dată acolo. A luat și interviul militarilor, colegilor din tabul care ucegaș, unde Grosaru i-a salvat pe colegii lui și când a vrut să fie salvat, el nu s-a mai putut. Muniția a explodat și viața lui s-a terminat. Deci chiar aș vrea să mulțumesc pe această cale televiziunilor, prese care se implică și parcă e bine să continuăm aceasta. Ce am uitat eu să vă zic? De ziua eroilor la Șarul Dornii, un frumos monument a fost sfințit.
Deci e vorba de primarul localității de acolo și... Nezdrea, nu? Parcă da, așa și un rol deosebit care l-a avut comandorul Ion Juncu. Deci domnul colonel de la Centrul Militar, care este în vicepreședinte al Cultuierilor, a participat la această festivitate deosebită de la Șarul Dornii, unde s-a sfințit acest monument. Și... ați fost? Nu, domnul Ghiduș. Domnul Ghiduș. Și aș vrea să nu uit nici ce a spus și domnul colonel despre Alexandru Tănase. Deci, tot ce a făcut, a spus domnul colonel. Dar, înainte de ispas, la Mitocaș a fost sfințită o fântână făcută de localnici și de un întreprinzător așa, pe cheltuielile lor. Și această fântână a fost sfințită și menită, cum se zice, cu numele Fântâna Cultului Cultul Eroilor Regina Maria. Și pe această cale mulțumesc celor din Mitocaș, care de fiecare dată, de câte ori mă duc acolo, mă simt. Atunci când am fost cu sfințenia monumentului Vasile Blaga. Dar n-aveți nicio legătură, nu de origine acolo, nu cu localitatea respectivă? Eu? Nu, eu sunt din zona Cornul Lungi, unde ați văzut, poate că mă duc mai des acolo și sunt mai apropiat. Da, și mai bine organizat, sau dacă nu e mai bine organizat, parcă... parcă e mai natural organizat, parcă e mai apropiat, da. Știu eu, de... De ce ar trebui să fie această zi pentru noi, și pentru toți? Dacă ați spus de Ion Grosaru, dacă tot am, sunt, am cuvântul, deci Ion Grosarul, nu numai că ce a făcut el acolo în teatrul de operații, tot, dar pentru noi este... și un poet destoinic, un erou, și ne mândrim, pot să spunem așa, pentru că atunci când, la 7 ani, când a fost comemorarea celor 7 ani, a fost o participare deosebită, a fost prezent șeful statului major general, generalul Dănilă, care a apreciat activitatea de acolo cu lacrimi, așa, în cuvântul dânsului, a mulțumit copiilor care au prezentat un deosebit program artistic. Iar acum, joi, după activitatea de la Păisene, am primit un mesaj, m-a sunat telefonic și a spus: acum dumnealui este altă misiunar, este consilierul ministru apărării naționale, și a spus că mulțumește frumos primarului, inimosului primar, chiar asta a fost expresia, Gheorghe Fron, și tuturor celor care s-a implicat în activitatea frumoasă desfășurată la Păiseni. La Păiseni, uite, mulți o să spună, domnule, Ion Grosaru, așa cum spuneți dumneavoastră, cine Ion Grosaru, casa lui mi-amintește de casa lui Labiș la Mălin, numai că aici pe o coastă, așa, o casă de simplitate aproape dumnezeiască a unor țărani obișnuiți, simplă, cu o cameră, două camere, un hol, o tindă, cum se spune, da, așa, un cerdac și, și o ogradă și niște copaci și departe în față un peisaj decupat din rai smuls, din rai în această zonă. O să spună mulți așa, știu eu, într-un peiorativ din ăsta insultător, golănesc, cine la urmă urmei ce a făcut ăsta pentru țară. Ce a făcut omul acesta de merită statutul de martir, statutul de erou? E bine, numai faptul că era soldat al armatei române în Irak, da? Soldat al armatei române pe un teatru de operațiuni în afara țării. Acel soldat nu a murit nici în post împușcat de un terorist, să-i spunem, un lunetist, ci într-o misiune. Deci, pe lângă faptul, era soldat al armatei române într-un teatru de operațiuni extern, care era, este strategic pentru țara asta, pentru alianțele acestei țări. A murit în misiune. Cum a murit în misiune? Obligându-și camarazii din tab să iasă afară, să iasă din tab după ce a călcat, după ce tabul acesta a trecut peste o mină, să iasă afară să salveze unul, unul câte unul și după aceea el. Ei, el n-a mai apucat pentru că, așa cum a spus dumneavoastră, domnule Davidel, muniția din interiorul tabului a explodat și el a devenit în același timp înger însângerat. De aceea spun că e mai mult decât să-i spunem, și nu fac o blasfemie a istoriei, acest soldat Ioan Grosaru de la Păiseni este
infinit mai martir decât Carol al II-lea și Elena Lupescu adusă cu onoruri militare în România din exilul lor trufaș și din exilul lor opulent de regimul Năstase acum câțiva ani de zile, dacă vă mai amintiți. Carol al II-lea și Elena Lupescu. E o părere. Din punctul meu de vedere este mai martir de 100 de ori, de 1000 de ori, de 1 miliard de ori decât acest Carol al II-lea, care știm foarte bine, cine mai știe istorie, câtă dramă însemna pentru neamul românesc. Acum, revenind și lăsându-i pe ceilalți cu intrigile, cu cârcotoșiile și mai ales cu nelămuririle, să trec la domnul Ursache și să-l întreb în ce măsură statul român, nu la voi, la dumneavoastră, la toți cei care poate au o carieră militară, au ieșit la pensie cu un ajutor. Ce, cu o sumă decentă care să-ți permită să supraviețuiești decent în jungla asta, repet, pentru a 10 ora în această seară. Ce se întâmplă cu indemnizațiile soldați veteranilor de război? Cât mai sunt respectați oficial de statul român veteranii de război și nu comunitățile locale? Comunitățile pot să facă și lucruri la aproape de lege și lângă lege și pe lângă lege și pe lângă umanitate sau din mai multă umanitate și mai puțin din respectul legii. Dar statul ăsta abstract, ce face pentru veteranii? Eu aș pleca de la definiția dată de enciclopedie, dicționar enciclopedic al limbii române în ceea ce înseamnă cult. Deci cultul în primul rând înseamnă omagiu. Înseamnă sentimente de respect pentru cel care a murit. Așa, din pasajul pe care dumneavoastră l-ați citit, trăiește faptul că dacă ei nu erau, nici noi nu erau de acum. Din păcate, la întrebarea dumneavoastră, trebuie să răspund cu regret că statul nostru acordă nu numai veteranilor de război, dar și nou, cadrelor militare, rezervă și retragere, un sentiment așa de dispreț. Începe să dispară... Ignorare, da? Da. Vă dau un exemplu cu militare care sunt în teatrele de operațiune. Aceștia au niște venituri de mizerie. Adică ce înseamnă? Spuneți că noi nu știm. Poate niște militare noi nu știu. Eu, cum să vă spun, sunt mai puțin în măsură să vă dau cifre concrete, dar din tot ceea ce... Față, în comparație, da, cu alții soldați, ai altor țări, da, care reprezintă și o țară, nu? Dar și militarii noștri, în activitate, în comparație cu cei cu care am pus la joc, ca să zic așa, împreună, sunt diferențe de la cer la pământ. Acum și cu pensiile militarilor, iar avem necazuri. Era vorba că se ridică, cu gata, nu se mai ridică. Deci o permanentă incertitudine și aici. În ce privește cultul eroilor, mă gândesc, așa, o părere personală, se estompează pe măsură ce timpul trece. Eu, de exemplu, la mine, la Mileanca, mi-aduc aminte când s-a făcut monumentul eroilor, s-a făcut prin contribuția dascălului Dubiț, un dascăl care a fost arestat politic pe timpul regimului trecut, a făcut închisoare, a revenit la biserică și prin contribuția enoriașilor din parohie s-au strâns fonduri și s-au... Ei, acum, tot cei mai în vârstă, vă vedeți noastră, colegii de aici, sunt cei care duc mai departe sentimentele astea de respect față de cei care s-au jertfit pentru țară și patrie. Ori tineretul, ori... Mă gândesc numai așa, hai să luăm un parlamentar care doarme în parlament acolo, să-l ducem să-l lăsăm 2-3 zile în tranșee, să stea flământ, să stea să înghețe de fric, să stea să... Și să aibă și misiune foarte clară, adică nu... Da, să și să fie și sub spectrul morții, secundă. Da, poate fi așa ca un plonjeu în retorică, poate fi, știu eu, considerată și un atac, adică nu un atac, un punct de vedere aspru în ceea ce privește, superficialitatea cu care sunt privite aceste manifestări. Dar ceea ce este, eu cred că este mai adânc și mai coroziv, așa ca o rană care doare adânc, o rană făcută de o baionetă, știți cum era legenda, fiartă în venin, care nu se închide practic niciodată, așa cum spun miturile, faptul că
nu mai există sinceritate în actele de comemorare, înainte, de omagiere. Înainte... L-ați simțit că parcă este prea multă ipocrizie, că e prea mult formalism, că e prea multă răceală, că e prea mult festivism, că nu mai există de acolo emoția aceea care să țâșnească. Nici discursurile profund. Celor care vorbesc. Am asistat și elevi fiind la discursuri care îți smulgeau lacrimile din tine, îți deschideau porțile și parcă țâșneau fără să vrei. Acum nimic. Aia privește așa, ce mai vrea și ăsta de la noi? Pare așa ca o datorie de serviciu de punerea unei coroane. Da, un formalism rece și da, fără nicio fel de căldură. Cum să zic, trece acum la nivel de comună. L-admiram pe domnul Fron, primarul comunii Cornulunce, că și-a făcut timp sau... în agenda a trecut pe la toate, în toate satele, în fiecare biserică sau acolo unde a fost un maraton, domnul Colen, un maraton de la 5 dimineața până la seara la 22. Omul a zburat prin fiecare biserică și cu atâția oameni, un maraton autentic. A fost și eu acum 2 ani acolo și l-așteptam acolo la biserica din Cornulunce la puiul Mihailovici, acolo unde să acolo unde acea comemorare acolo și nu mai venea și tot întrebam pe unde este, că și cu domnul profesor Mihai Iacobescu, dânsul tot de acolo și un, da, din Sasca Mică. Ne face mare onoare că ne scrie în revista noastră niște articole de profunzime și în fine la dânsul nu, dânsul cum să zic, când are multe sarcini de acest fel, probabil există, știu, ca o datorie de serviciu să treacă, dar faptul că trece prin fiecare sat, oamenii admiră, apreciază acest lucru. Cel puțin se vede că măcar o dată pe an ia în seamă cu astfel de însemn, de... No. Da, avem, intrăm în publicitate, remarc în numărul, ce număr e acesta? Ce număr e acesta, știți cumva? Da, 8. 8. Din, de când? Din ce an? Anul ăsta? Din martie. Remarc, curajos, aș putea spune eu, acel articol din 6 iulie 40 al lui Iorga, de ce atâta ură, domnilor. Știți foarte bine la ce mă refer și n-am să-l citesc acum, dar e un act de mare curaj, că ați fost și un act de mare articol. Dramatism foarte pentru adevărurile istorice ale acestui neam. Să vă spun o pauză. Da? Da? Intrăm în al doilea decupaj comercial, revenim după publicitate.